O oră de poezie cu Efim Tarlapan au petrecut copiii grădiniței numărul 5 din Glodeni. Scriitorul le-a făcut o vizită micuților și a venit cu cadouri, nouă cărticică de ghicitori și poezii, pauza de râs. Mai multe momente frumoase au petrecut micuții de la grădinița numărul 5 din Glodeni, alături de scriitorul satiric și de literatură pentru copii, Efim Tarlapan, care a efectuat o vizită la Glodeni. Copiii au demonstrat că îi cunosc opera, au recitat poezia, au cântat și au spus ghicitori. Vreau să fiu artist aici, să-i distrez pe gâgânici. Și să postul măi gogor, pot să stau într-o picior. Este, bate la fereste și e bucuroasă că s-a întors acasă. Scriitorul a rămas încântat de ora pe care au petrecut-o împreună și a declarat că cartea trebuie să le fie copiilor primul prieten. Dați-le carte, orientați-i către carte, e bun eu calculatorul, e bun eu televizorul, dar iată, am și o urare aici, sus televizorul, sus calculatorul, dar numai sus măria sa cartea. Toate au ieșit din carte. Deci, în primul rând să-i învățăm. Și avem așa atât de frumoase cărți. Păcate, cam scumpe, dar am înțeles că se aruncă niște bani. Deci folosiți aceste momente, luați cărți înțelepte ca să crească și când o ajunge mari, să nu mai plângem că acolo sus stau oameni care nu știu să conducă. Astăzi, scriitorul Efim Tarlapan s-a mai întâlnit și cu elevii școlii primare din Glodeni. Menționăm că scriitorul s-a născut în 1944 în satul Măgurele, raionul Ungheni. Este deținător a peste 50 de mențiuni și premii literare. De asemenea, deține titlul Maestru al Literaturii și al Ordinului de Onoare. Deana Zăporojanu, Mihai Moldovanu pentru știri.